Salut, sunt Radu și vreau să vă arăt trei dispozitive Huawei pe care le-am văzut recent aduse în România. Acesta este Huawei Mate 30 Pro, cel mai recent flagship Huawei. Nu intru în detalii privind specificațiile, am pus în descriere un link către acestea, zic doar că ecranul este de 6.5 inch și telefonul are probabil cele mai bune camere foto din acest moment pe piață cu obiective foarte luminoase. Am buturat un pic telefonul, după cum vedeți, la o prezentare Huawei în București. S-ar putea ca în curând să-l aducă oficial în România, chiar dacă nu are servicii Google pentru cine dorește să-l cumpere și așa. Telefonul arată chiar excelent. Ecranul pare de foarte bună calitate și nu are deloc margini laterale. Există un singur buton, cel on-off, iar butoanele de volum sunt virtuale, adică apar la o dublă apăsare pe lateral. Sistemul funcționează bine atunci când folosești telefonul, dar eu de exemplu schimb volumul muzicii din telefonul meu fără ca măcar să-i deblocheze ecranul doar apăsând butoanele laterale și pe Mate 30 Pro n-aș putea face asta. În partea de jos are portul USB-C, pe spate sunt camerele foto puse centrală în acest cerc negru care arată mai bine în realitate decât mi se părea în fotografiile văzute până acum pe net. Și da, nu are aplicațiile oficiale Google. Eu n-aș putea recomanda cuiva acest telefon fix din acest motiv, că fără ele mi se pare doar un aparat foto scump. Chiar dacă găsiți acum o modalitate de a instala aceste aplicații și servicii Google, nu e nicio garanție că vor rămâne funcționale după o lună de zile sau că le veți putea actualiza la cele mai noi versiuni. În particular, acest telefon rula un fel de mașină virtuală numită VMOS în care erau instalate aplicațiile Google, dar nu mi s-a părut o soluție foarte practică, mașina asta virtuală consumă resurse, este greoaie, este greu de trecut între interfața reală și cea virtuală și așa mai departe. Nu mi se pare o soluție de termen lung. Dacă îl cumpărați în caz că va apărea pe piață și se va vinde în câteva magazine Open Market din România, asigurați-vă că înțelegeți foarte bine la ce vă băgați că totuși 4000 de lei sunt bani mulți de dat pe un telefon. Personal sper că guvernul SUA și Huawei vor cădea la pace și că acest telefon va primi serviciile Google în mod oficial, pentru că, după cum spuneam la început, este cel mai bun telefon făcut de Huawei până acum și e păcat să nu fie folosit la valoarea maximă și să nu fie vândut și în Europa. Acestea sunt căștile earbuds numite FreeBuds 3, arată asemănător cu Apple AirPods, dar culmea este că au anulare activă de zgomot și că au fost anunțate cu vreo două luni înaintea celor similare de la Apple. În rest, sunt ierbați, au microfon pentru apeluri telefonice, au control tactil pe cască, au autonomie de 4 ore și în total 20 de ore cu, tot cu cutiuța lor rotundă de transport, ce include și baterie pentru a le încărca. Ierbați de la Huawei pentru cine le dorește. Ceasul Watch GT2 a fost cea mai plăcută surpriză, are un diametru mare, 46 de mm și aspect sport, deși există și o ediție numită Classic ce arată un pic mai serios. Ecranul la AMOLED este foarte plăcut, cu un negru intens și culori vii, na, ca orice AMOLED, iar interfața e destul de complexă, cu tot felul de grafice și detalii suplimentare pe la diverse activități și funcții. Are toate funcțiile uzuale ale unui smartwatch, adică primești notificări, monitorizezi pulsul și somnul, diverse activități sportive și așa mai departe. Are mai multe fețe preinstalate, poate reda și muzică direct din ceas și diverse alte chestii oarecum normale. Aspectul general îmi place cel mai mult. Pare un ceas adevărat, iar fețele digitale sunt foarte bine lucrate și arată bine. Este și neașteptat de ușor, are doar 41 de grame fără curea și este construit din inox și plastic. Și mai vine cu un avantaj, autonomia bateriei este de până la două săptămâni, ceea ce este mult peste concurența de la Samsung sau Fitbit. Costă cam 1200 de lei în prezent, dar va fi redus în curând la 1000 de lei care este un preț excelent pe piață în acest moment. Există și o variantă mai mică de 42 de mm care probabil va fi mai pe placul femeilor. Varianta văzută de mine care se numește Elegant Edition are o curea aurie foarte plăcută vizual, chiar spectaculoasă aș spune. Mi-a plăcut foarte mult cum arată aceste micuțe zale Modelul este similar ca funcție, iar prețul pentru unul standard va începe tot pe la 1000 de lei. Și asta a fost prezentarea oamenilor. Deci avem un telefon foarte bun, foarte performant, în special ca aparat foto, dar fără aplicațiile Google și nu-l pot recomanda pentru asta nici măcar celor care ar ști să le instaleze, pentru că nu știm cât timp le vor putea folosi după aceea și de ce să-ți bati capul. Adică există și alte telefoane foarte bune și ele pe piață în acest moment. Avem un ceas extraordinar, mi se pare cel mai bun smartwatch în acest moment pe piață, mai ales în segmentul ăsta de 1000-1100 de lei, unde GT2 chiar este foarte bun. Deci dacă vă căutați un ceas, uitați-vă pe acesta, merge cu orice telefon Android, deci uitați-vă pe el prin magazine sau pe unde îl puteți butona, sunt sigur că veți fi impresionați. Și avem căștile FreeBuds 3 care au anulare activă de zgomot, dar... probabil urmă, sunt căști, sunt multe altele pe piață, aici decizia trebuie făcută în funcție de prețul la care vor apărea la vânzare și desigur de, sigur, de preferința pentru brand, pentru forma aceea albă care atârnă un pic din ureche și așa mai departe. Mulțumesc că v-ați uitat la clip, ne vedem și la alte prezentări și review-uri. Dați un subscribe la canal dacă v-a plăcut și uh, să aveți o zi bună în continuare!